Să deschidem Scripturile în Epistola lui Pavel către Filipeni. Să citim de la primul capitol, trei versete, versetul 12, 13 și 14. Filipeni, primul capitol, versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Am primit acest cuvânt pentru voi dimineață, în timp ce eram la închinare. De aceea am îndrăzneală să-l aduc. Pentru că dacă iese din partea lui Dumnezeu, cu siguranță iese de folos. Așa cum s-a spus, doar ce îmi doresc este ca Dumnezeu să-mi dea harul să vi-l pot transmite așa cum trebuie, în așa fel încât să vă atingă inimile și să fie cu folos pentru voi și pentru fiecare dintre noi. Întotdeauna când vorbesc, să știți, Dumnezeu îmi vorbește și mie mai întâi, sau mai întâi îmi vorbește mie. Întotdeauna când stau să mă gândesc la cuvântul pe care îl am de spus, mă gândesc în dreptul vieții mele și mă gândesc dacă nu mie Dumnezeu înainte de toate are să-mi vorbească. Este un om pe care îl prețuiesc și pe care îl citesc, un om care a trăit mai de mult și care mereu spune așa, să avem grijă când citim Scripturile. De multe ori le citim doar ca să treacă timpul, să ne liniștim conștiința că am citit Scripturile sau ne gândim să vedem ce li s-ar putea potrivi celorlalți. Acesta este un mare pericol, să citim Scripturile. Atunci când citim Scripturile și când medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie, înainte de toate, să vedem ce are Dumnezeu să ne spună nouă. Și dacă așa privim lucrurile și dacă lăsăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească, cu siguranță vom fi binecuvântați. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu vorbește unui om și omul acela ia aminte la ceea ce Dumnezeu îi vorbește, omul acela este binecuvântat. Dumnezeu să ne dea această inimă bună, să putem primi cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vorbește aici despre suferință, împrejurarea în care se găsea. Era în închisoare. V-ați gândit vreodată că să fii creștin înseamnă suferință? Probabil că ceea ce vă spun eu nu este foarte mult spus în zilele acestea. Dar să fii creștin înseamnă suferință. Într-un fel, pe de o parte, și pe de altă parte, mare binecuvântare. Se întâmplă încă și în vremurile noastre, și în România noastră, așa zis, liberă, se întâmplă și aici să fie suferință când un om hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu. Ați auzit și probabil sunt aici cazuri în familii în care doar unul a fost atins de Duhul lui Dumnezeu și a hotărât să-L urmeze pe Hristos și ceilalți din familie s-au împotrivit. Am auzit cazuri de felul acesta, multe. A venit la mine o soră odată tânără și a spus, mama mi-a spus că dacă mă duc pe calea aceasta a pocăinței, ea se va spânzura și eu nu mai știu ce să fac. Și am spus, dacă îți iubești mama, du-te înainte. Dacă îți iubești mama, du-te înainte. Și a zis, cum? Dar dacă mama mea se spânzură? I-am spus, dacă îți iubești mama, du-te înainte. Dumnezeu îți va onora ascultarea de El și credincioșia ta față de El și nu se va întâmpla nimic rău. Și așa a fost. Sunt împotriviri de multe feluri, de un fel sau de altul, pentru că acesta este creștinismul. Dumnezeu ne scoate dintr-o lume și ne așează într-o altă lume, prin harul, prin mila și prin îndurarea Lui. Și este normal că cealaltă lume, lumea căreia i-am aparținut, Satan, căruia i-am aparținut, vrea să se ridice împotriva noastră și să ne facă rău. Nu vrea să ne piardă, vrea să ne aducă din nou în împărăția Lui. Și este o luptă. Și Apostolul Pavel ne spunea clar că noi avem de luptat cu căpeteniile întunericului care sunt în locurile cerești. Creștinismul înseamnă luptă. Creștinismul înseamnă suferință. Acesta este creștinismul. Astăzi, în țările orientale, în lumea musulmană, să devii creștin înseamnă suferință. Cineva care hotărăște să-L urmeze pe Hristos, acolo, nu are parte de ce avem noi aici. Nu este primit de ușier cu
o îmbrățișare și cu un zâmbet, nu? Nu este primit în felul acesta. Familia, dacă află, îl omoară, o omoară. Sunt cazuri de multe feluri, sunt multe cazuri de felul acesta. Acesta este creștinismul. De ce? Pentru că ieșim de sub autoritatea lui Satan și intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Și este o luptă teribilă, cea mai mare luptă care există în universul acesta. Satan să nu piardă un suflet. De aceea sunt încercări și de aceea împrejurările, am spune noi, de multe ori, nu sunt favorabile. Nu sunt favorabile, spunem noi, împrejurările nu sunt favorabile. Dar Dumnezeu ne-a spus că întotdeauna, când îl vom urma pe El, indiferent de împrejurări, El ne va da harul, ne va da puterea și ne va da biruință ca să fim ceea ce trebuie să fim în locul în care El ne așează. Vorbim despre împrejurări și aici Pavel vorbește despre ele. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat pentru înaintarea Evangheliei. Și noi de multe ori spunem că împrejurările nu sunt potrivite. Acum de 31 de ani, împrejurările au fost potrivite. Spuneam și dimineață în adunarea în care a fost, de 31 de ani, împrejurările au fost potrivite. Se pare că creștinii evanghelici din România n-au avut așa o perioadă lungă de libertate ca și acești 31 de ani care au trecut. Deci creștinii evanghelici din România n-au mai avut o așa lungă perioadă de libertate. Au mai fost mai scurte, mai veneau alții și persecutau, după aceea au venit comuniștii. Și așa o perioadă lungă de 31 de ani n-a mai fost de libertate pentru creștinii evanghelici din România. Am zice că împrejurările au fost favorabile. Oare ce am făcut noi în aceste împrejurări favorabile? Ne-am făcut noi datoria în aceste împrejurări, am zice, favorabile? Se pare că la orizont sunt nori negri. Îi vedem cu toții. Se pare că vin vremuri, zicem noi, nefavorabile. Dar să nu uitați că pentru creștin niciodată n-au fost împrejurări nefavorabile. Și niciodată Dumnezeu nu ne-a spus, dacă va fi greu, voi trebuie să vă opriți din lucrarea la care eu v-am chemat și din slujba pe care v-am încredințat-o. În Matei, capitolul 24, la versetul 14, Domnul Iisus spune, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și atunci va veni sfârșitul. Împărăția va fi propovăduită în toată lumea. Când va fi propovăduită în toată lumea? În vremurile acestea, în vremurile care au fost și în vremurile acestea. Încă n-a ajuns Evanghelia în toată lumea. Ce se întâmplă când duc oamenii Evanghelia în toată lumea? La triburi la care n-au mai fost. Sunt primiți cu bucurie? De cele mai multe ori nu. De cele mai multe ori nu. Sunt atâtea mărturii ale misionarilor care au fost să ducă Evanghelia triburilor sălbatice și au fost omorâți. Cunoașteți mărturia poate a lui Jim Elliot, unul care s-a dus în jungla amazoniană să mărturisească Evanghelia. Și băștinașii de acolo l-au omorât pe el și pe ceilalți cu care au fost. După o vreme, soția lui și cu alte surori, soția ale celor care au murit, s-au dus din nou acolo ca să mărturisească Evanghelia. Ai fi zis, împrejurările nu sunt favorabile. Unde te duci? Te duci unde a murit soțul tău? Vrei să pățești ce a pățit el? S-au dus acolo. Ai fi zis, împrejurările nu sunt favorabile. N-au fost niciodată favorabile. Oamenii n-au fost bucuroși să primească Evanghelia. Uitați-vă ce se întâmplă chiar în România. Te duci în satele de prin sudul țării, dar chiar și aici, mai aproape la noi. Și oamenii se ridică uneori cu furie împotriva ta. Mi s-a întâmplat și mie să mă duc într-un sat cu niște tineri și să mărturisim Evanghelia în Oltenia și să vină preotul cu alții din sat și să fie hotărât să ne ciomăgească. Dumnezeu ne-a păzit și n-am primit pe spinare, deși nu era nicio problemă dacă am primit câteva. Vremea, când este potrivnică, frați și surori? Când toate lucrurile merg bine. Vremea este atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem lucrarea Lui. Și când ne cheamă Dumnezeu să facem lucrarea Lui? Acum, astăzi, și mâine, și poi mâine, și în fiecare zi.
Dumnezeu ne cheamă să mărturisim Evanghelia. Noi ne uităm la împrejurări și zicem, nu, nu se poate acum. De multe ori am auzit expresia aceasta. O, frate, aici la noi, aici inimile sunt împietrite, aici este teren tare, la noi nu se poate. Frați și surori, teren tare a fost întotdeauna. Inimi împietrite au fost întotdeauna. Oameni care iubesc păcatul au fost întotdeauna. Și păcatul se înmulțește în vremurile de acum. Noi uităm un lucru, că Dumnezeu când i-a trimis pe apostoli și când ne trimite și pe noi, ne spune în ce fel putem noi câștiga biruință. Și Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, a stat de vorbă cu ucenicii și le-a spus, mergeți la Ierusalim și așteptați acolo promisiunea Tatălui. Eu știu în ce lume vă trimit, ca miei în mijlocul lupilor. Vedeți că nici atunci n-a fost vremea, am zice noi, prielnică pentru vestirea Evangheliei. Iată, vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Și a zis Domnul Iisus Hristos, pentru că știu unde vă trimit, pentru că știu cu ce furie se vor ridica împotriva voastră, așteptați. Așteptați o vreme, stați în rugăciune, cereți să vină Duhul Sfânt pe care l-am promis și după aceea vă veți duce. N-a spus Domnul Iisus Hristos, așteptați să se schimbe vremurile, așteptați să fie mai ușor, așteptați să nu aveți dușmani, așteptați să aveți la președinție un președinte care să iubească creștinismul, așteptați să aveți un prim-ministru care să vă dea facilități, să vă dea bani pentru biserică. Nu așteptați să fie așa ceva, mergeți în numele meu, așteptați doar ce? Ce trebuie să așteptăm? Acea prezență binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a promis-o, Duhul Lui Cel Sfânt. Și când vine acest Duh Sfânt, nu mai contează împrejurările și nu mai contează vremurile și porțile întunericului cad la pământ, pentru că oamenii se duc în numele Lui Hristos și împuterniciți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dar se mai întâmplă un lucru extraordinar atunci când vine această prezență binecuvântată a Duhului Sfânt peste oameni. Se mai întâmplă un lucru extraordinar de care avem cu toții nevoie. Dispare frica. Dispare frica. Ucenicii fricoși, apostolii fricoși s-au închis, au stat 10 zile și s-au rugat. Și când a venit binecuvântatul Duh Sfânt peste ei, a dispărut frica. Împrejurările erau aceleași. Oamenii erau la fel. Ura oamenilor era aceeași. Dar ei erau diferiți și au avut îndrăzneală să-L mărturisească pe Hristos. Iar Hristos i-a sprijinit cu har și le-a dat o mare biruință pentru că au ascultat de El. Împrejurările n-au fost și nu vor fi niciodată în felul acesta favorabile încât oamenii să ne primească cu bucurie. Oamenii să-și deschidă brațele când ne ducem. E adevărat, a fost o perioadă după Revoluție. Cei mai în vârstă știți, cei mai tineri, n-aveți de unde să știți. Când a căzut Ceaușescu, oamenii au început să iasă prin piețe, așa ca și aici în Timișoara, în urmă cu 31 de ani, să se pună în genunchi și să se roage Tatăl nostru, creștini de toate confesiunile, și să cheme numele Lui Dumnezeu peste ei. A fost o vreme de har, eu m-am bucurat în vremea aceea, deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, abia după aceea L-am cunoscut pe Dumnezeu, dar mi-a plăcut, m-am bucurat să văd în Zalău, la balconul prefecturii din Zalău, erau acolo plin balconul de preoți, de pastori, oamenii care erau acolo, oamenii politici, unii au fugit dintre ei, alții care au avut îndrăzneală s-au dus și ei alături și oamenii chemau numele Lui Dumnezeu. Și a fost o perioadă atunci, după aceea, în care da, parcă oamenii erau mai doritori să audă cuvântul Lui Dumnezeu. Ieșeau dintr-un întuneric mare, ieșeau din întunericul comunist și da, s-a întâmplat ceva în inimile lor. Și cu adevărat atunci puteam să le vorbim oamenilor despre Hristos. Și s-a întâmplat în Zalău o lucrare frumoasă în acele vremuri. Oamenii au venit la credință. Dar astăzi nu mai este la fel. Astăzi nu mai este la fel nici în Zalău și astăzi nu mai este la fel nici în Timișoara. Astăzi în loc oamenii să iasă în piață și să se roage lui Dumnezeu, astăzi oamenii ies în piață ca să manifeste pentru drepturile minorităților sexuale. Gândiți-vă cât s-a schimbat lumea în 30 de ani. Cât s-a schimbat percepția asupra lucrurilor în 30 de ani. Oamenii s-au împietrit. Oamenii se împietresc în fiecare zi din pricina păcatului și din pricina faptului că aleargă după lucrurile materiale,
inimile lor se împietresc. Și atunci am putea spune, nu mai este momentul, nu e prielnic, nu e adevărat. Frați și surori, nu e adevărat, este momentul și poate acum mai mult ca oricând să ne ridicăm cu îndrăzneală și să proclamăm numele Lui Hristos și domnia Lui Hristos peste noi, peste orașele noastre și peste țara aceasta. Când este momentul? Când este momentul? Când toate lucrurile merg bine? Nu. Nu. Dumnezeu a avertizat și este un cuvânt, multe cuvinte de avertizare, dar este un cuvânt de avertizare în Matei 25 cu 24, când Domnul Iisus vorbește despre cel căruia i-a fost încredințat un talent și l-a îngropat în pământ. Nu l-a pus în negoț. Gândiți-vă când Domnul le-a încredințat talanți celor din casa lui și el a plecat, le-a spus ce să facă cu acești talanți, să-i pună în negoț. A vorbit Domnul despre vremuri? A vorbit Domnul despre vremuri favorabile sau nefavorabile? A spus dacă va fi bine, dacă vor fi perspectivele frumoase, puneți-i în negoț, dacă nu mai așteptați? N-a discutat Domnul despre așa ceva, n-a fost vorba despre așa ceva. Le-a dat talanții și le-a spus, puneți-i în negoț pentru mine, ca eu să am câștig. Nu era vorba de împrejurări favorabile sau nefavorabile. Noi de multe ori ne gândim așa, vreau în această dupămasă să vă aduc în punctul acesta în care să înțelegem că nu există din perspectiva unui creștin împrejurări favorabile sau nefavorabile. Dumnezeu pe noi ne cheamă în orice moment să-L mărturisim pe El, chiar dacă oamenii se ridică cu furie împotriva noastră. Vorbeam mai înainte de apostoli, tinerii mai ales, dar și noi, e bine să știe, apostolii aceștia erau tineri ca și voi. Nu erau oameni în vârstă, ca și mine, sau ca și alții. Nu erau oameni trecuți de 50 de ani, erau tineri de 25 până în 30 de ani, care au stat cu Hristos și Hristos i-a învățat. Ei, acești tineri au plecat într-o lume ostilă, într-o lume păgână. Știți că au murit toți ca martiri, în afară de apostolul Ioan. Acolo i-a trimis Hristos, într-o lume ostilă și au murit toți ca martiri. Și-au dat viața pentru Hristos. N-au zis, nu putem să ne ducem pentru că e prea multă împotrivire. S-au dus pentru că în inima lor s-a aprins un foc al dragostei pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu. Și Duhul Sfânt i-a trimis. Duhul Sfânt i-a trimis. N-au așteptat vremuri mai bune. Nici nu vor fi vremuri bune vreodată pe pământul acesta. Gândiți-vă, cei care studiați un pic istoria creștinismului, după reformă, reforma protestantă aici în Europa, au fost tot felul de încercări pentru copiii lui Dumnezeu care s-au ridicat să trăiască adevărul. Au murit, au fost chinuiți, au fost puși pe rug, au fost batjocoriți, nu doar în primele 2-3 secole. După 1500 încoace, 1600 încoace, s-a întâmplat la fel. Și ce ai fi zis? Nu li s-a dat voie să traducă scripturile. Și ei ce au făcut? Au tradus scripturile. Au zis, dacă traduce scripturile, vă omorâm. Și au tradus scripturile. Au zis, dacă mărturisiți Evanghelia, vă omorâm, vă punem pe rug. Și au mărturisit Evanghelia. Dacă aveți o Biblie în casă și dacă mai mărturisiți cu Biblia celor din jur, vă omorâm, vă aruncăm în închisoare. Au mărturisit Evanghelia. Pentru că era chemarea lui Dumnezeu și era focul Duhului Sfânt în inimile lor ca să facă această lucrare. Dumnezeu i-a învrednicit, Dumnezeu i-a împuternicit și prin ei și-a proslăvit numele. Noi suntem astăzi urmașii lor pentru că niște oameni au îndrăznit odată, împotrivindu-se tuturor împotrivirilor și încrezându-se în Dumnezeu. Când binele s-a așezat peste Europa noastră, când prosperitatea s-a așezat peste Europa noastră, din pricina creștinilor, că Dumnezeu dă și binecuvântări de felul acesta când oamenii se întorc înspre El, zicea cineva odată, eu, Dumnezeu, a lucrat în viața mea în mod fizic. Dumnezeu mi-a dat bani mulți după ce eu m-am întors la credință. Să înțelegeți bine. Și a zis, înainte să mă întorc la credință, n-aveam niciun ban. Pentru că toți banii pe care îi câștigam, îi beam. M-am întors la credință și n-am mai băut. Și dintr-o dată am avut bani. Până atunci n-am avut. Am avut bani să-mi îmbrac copilașii. Am avut bani să le cumpăr de mâncare. Pentru că m-am întors la credință. Nu-i că Dumnezeu i-a dat milioane, dar înțelegeți,
Ce avea înainte risipea și acum nu mai risipea, ci folosea într-un mod potrivit, după nevoile familiei. Dumnezeu face lucrarea aceasta și a lucrat Dumnezeu în Europa noastră și a adus binecuvântare în felul acesta, pentru că oamenii au fost serioși cu ei, au lucrat, n-au cheltuit cum n-ar fi trebuit, n-au mai trăit în păcat și Europa noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu și a propășit din punct de vedere material. Dar iată ce a însemnat vremurile de acum propice. În timp, inima oamenilor s-a întors înspre lume, înspre lucrurile lumești. Dacă Dumnezeu le-a dat odată ca să-i binecuvinteze pentru credincioșia lor, binecuvântările pe care ei le-au primit, le-au folosit pentru ei, nu le-au mai folosit pentru Dumnezeu, nu s-au mai pus în slujba lui Dumnezeu. Și deși împrejurările erau acum favorabile, că nimeni nu se mai împotrivea lor, au început să dea înapoi, să trăiască într-un mod firesc, într-un chip firesc. Și Evanghelia n-a mai fost propovăduită așa cum ar fi trebuit, și numele lui Hristos n-a mai fost înălțat așa cum trebuia să fie înălțat, și peste Europa astăzi vine mânia lui Dumnezeu, pentru că creștinii în vremuri favorabile n-au mai fost ceea ce ar fi trebuit să fie. Și nu-i de mirare că ni se întâmplă toate câte ni se întâmplă. Nu-i de mirare că se întâmplă toate câte se întâmplă în America. O soră care a trăit 31 de ani în America, acolo a plecat la 21 de ani, s-a întors acum 7 ani cu soțul ei care este american, au venit misionari în România, sunt aproape de noi acolo și vin la noi în adunare și avem părtășie împreună cu ei. Acum s-a întors, nici de o săptămână, din Statele Unite, a fost acolo cu un copilaș la operație de inimă și a spus: frate, nici nu mai vreau să văd America, mi-e scârbă de America. Creștinii americani își bat joc de Dumnezeu, trăiesc într-un mod în care nu ți se produce de-a dreptul durere în inimă când vezi felul în care trăiesc. Am fost într-o seară, m-au invitat un grup de creștini, că a stat vreo 3 săptămâni, m-au invitat să mă duc la o părtășie cu ei, să facem studiu biblic. Și la studiu biblic, mâncare pe mese, uite așa niște platouri imense, că nu putea să mănânci. Pe un platou din ăla care era pentru unul, puteau să mănânce 10. Și nu era doar atât. Pe lângă platourile astea erau pahare de vin. Și un pahar, am numărat pe frați. Am văzut că unul bea unul, un pahar, după aia al doilea, după aia al treilea, după aia al patrulea. Și am zis: Doamne, ce se întâmplă aici? Și după aceea să faci studiu biblic. Zice, nici nu le mai stăteau ochii bine în cap. Creștinismul în America e putred. Și nu-i de mirare că Dumnezeu îngăduie să vină ceea ce vine peste el. Pentru că nu așa vrea Dumnezeu. Am început să trăim într-un mod egoist pentru noi și zicem că vremurile nu mai sunt favorabile. Să știți că s-ar putea Dumnezeu să facă asta, ca să vadă câți dintre noi, în vremuri nefavorabile, în vremuri când ai spune că e riscant să-ți mărturisești credința și să-L mărturisești pe Hristos, câți dintre noi ne vom ridica să-L mărturisim pe Hristos? Câți ne vom ridica să-L mărturisim pe Hristos în vremurile grele care vin? Câți vom sta tari de partea lui Hristos? S-a întâmplat acum pandemia aceasta, de care nu vreau să vorbesc despre toată spurcăciunea și mizeria și minciunea aceasta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-au mai venit mulți credincioși, nu știu cum este la voi, dar în urmă cu un an de zile și cam peste tot pe unde m-am dus și am vorbit cu frații, mi-au spus: n-au mai venit oameni la biserică. Le-a fost frică să nu se îmbolnăvească și să moară. Frați și surori, ce creștinism este ăsta? Am crezut că după 3 luni, anul trecut, când i-au închis și o să ne dea drumul, o să alergăm flămânzi, să ne îmbrățișăm unii pe alții, să ne strângem în brațe unii pe alții, că nu ne-am văzut de atâta vreme, și să avem părtășie unii cu alții și să-L slăvim pe Dumnezeu. Și mulți n-au mai venit la biserică, sau dacă au venit, au venit cu frică în spate. Cu frică, se vedea de la o poștă, se vedea de la o poștă că te apropii prea mult de el și este frică. Ăsta e creștinism în vremurile acestea. Dar când vor veni vremuri mai grele, cum îl vom mărturisi noi atunci pe Hristos? Cum îl vom mărturisi noi pe Hristos? Un pic sita s-a mișcat și deja mulți au căzut. A fost o cernere deja. Nu-s vremuri favorabile. Am mai dat exemplu acesta, vi-l spun și vouă. Recent l-am mai spus, nu mai știu în ce adunare, m-am întâlnit cu o familie de frați pe care nu-i văzusem dintr-o altă biserică de peste un an de zile, de când a început nebunia aceasta. Fratele, 80 de ani, în jur de 80 de ani amândoi, deci oameni în vârstă. Fratele mereu era la biserică cu mâinile pe sus, îl lăuda pe Dumnezeu, ne spunea tuturor cât îl iubește pe Dumnezeu, foarte vocal, foarte expresiv.
Și credeam că e chiar așa. Și mă întâlnesc cu el și cu soția lui într-o zi la magazin. Ieșeau și eu intram. Și zic, mă bucur să vă văd că nu v-am văzut de atâta vreme. Ce mai faceți? Cum sunteți? Păi frate, zice, bine am fi dacă n-ar fi COVID-ul ăsta. Mă uit la ei, dar zic, ce are a face cu binele nostru COVID-ul ăsta? Ce are a face? Zic, să nu spuneți că vă e frică. A, frate, ba da. Și îmi vine un gând de care m-am speriat. Să nu îmi spuneți că n-ați mai fost la biserică de un an. Da, frate, n-am mai fost. Că noi suntem oameni în vârstă și dacă ne infectăm. Mi-a trecut o săgeată în inimă. Am plecat capul, am zis, pace, m-am dus și am lăsat acolo. Frați și surori, acesta e creștinismul nostru? Atâta avem noi de oferit? Atâta avem noi de oferit? În vremuri prielnice, am zice, dar când vremurile vor fi neprielnice, ce vom face? Ce vom face atunci? Vă spun asta, să vă treziți în momentul acesta și să înțelegeți că n-are importanță dacă ne bat, dacă ne aruncă în închisoare, dacă ne fac ceva sau nu ne fac, important este să-L mărturisim pe Hristos și să fim hotărâți să facem lucrul acesta. Ei, da, asta vor, să ne intimideze, vor să tăcem. Vor să tăcem, să ne bage pumnul în gură, să nu-L mai mărturisim pe Hristos care a murit pentru păcatele noastre, să nu ne mai arătăm dragostea noastră față de Hristos. Tăceți din gură, dacă vrei să fii creștin, taci din gură, dacă vrei să nu pățești ceva. Cum putem să tăcem când Hristos a murit pentru noi, când Hristos a suferit pentru noi? A venit din cer știind că va suferi, a venit din cer știind la ce se expune. Știind că va fi durere, știind că va fi suferință, știind că va fi despărțit de Tatălui chiar pentru o vreme, din pricina păcatului nostru. Și noi să tăcem, și noi să tăcem. În Eclesiastul, capitolul 11, este un verset foarte frumos. Mulțumesc Domnului că mi l-a dat și mi-a adus aminte de el. Versetul 4. Fiți atenți la acest verset. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Când îl mărturisim pe Hristos? Când este vremea prielnică? Ne uităm după vânt și ne uităm după nori și spunem acum putem, acum nu putem? Nu vom secera și nu vom semăna niciodată. Dumnezeu vrea să o facem dacă-i vânt și Dumnezeu vrea să o facem dacă sunt nori. Când omul este mântuit, omul acela este aruncat în luptă. În momentul acela omul este aruncat în luptă. Pavel compară viața creștinului cu un soldat. Frați și surori, suntem noi soldați sau suntem consumatori de programe într-o biserică? Ce suntem? Suntem noi soldați, gândește-te în dreptul tău. Gândește-te în dreptul tău, ești tu un soldat în armata lui Hristos sau ești un consumator de programe? Un soldat nu face ce vrea el. Un soldat nu zice, asta îmi place, asta fac, asta nu îmi place, asta nu fac. Nu zice așa, nu zice așa, poate de aceea îmi place așa de mult. Probabil că și din pricina aceasta îmi place așa de mult și prețuiesc lucrarea pe care Armata Salvării a făcut-o în urmă cu câteva sute de ani, în Anglia, în America, apoi în toată lumea. Acum a rămas numele, dar lucrarea nu mai este. Era un general, William Booth, era șeful bisericii, nu-i ziceau episcop sau arhiepiscop sau preafericitul Booth, îi ziceau generalul Booth și toți ceilalți erau mai mici, colonei, maiori, capitani, sergenți, soldați, recruți. Și lucrarea lor era exact așa organizată ca o armată. Primeau ordin să meargă într-o garnizoană și se duceau în garnizoana aceea și făceau lucrarea lui Dumnezeu acolo până când primeau un alt ordin. Nu se mișcau din locul acela până când primeau un alt ordin. Eu am făcut armata și am fost furier la un maior și făceam ordine de luptă și știu ce înseamnă aceasta. Primeai ordinul de luptă și vai de tine dacă nu te duceai unde era ordinul de luptă. Ajungeai la închisoare. Ajungeai la închisoare. Pavel compară creștinul cu un soldat.
Noi astăzi am ajuns mofturoși. Nici la biserică nu mai mergem dacă nu ne place. Dacă nu avem aer condiționat, dacă nu avem muzică de nu știu care, dacă nu avem nu știu ce predicator, dar nu ne mai ducem. Nu ne mai ducem. Asta este armata lui Hristos? Nu mă mai duc să nu mă îmbolnăvesc de virus. Păi dacă ești în armată, te duci și dacă te îmbolnăvești de virus. Te duci și dacă ești în pericol să te împuște dușmanul, nu? Te trimite pe front să te lupți cu dușmanul și ești în pericol să mori. Ce faci? Nu mergi? Creștinii astăzi nu merg. Creștinii astăzi vor scaune moi. Vor confort. Dar asta e armata lui Hristos. Așteptăm vremuri prielnice. Prielnice în ce sens? Nu vor veni. Nu vor veni. Trebuie să ne gândim la ce ne-a chemat Hristos. La ce ne-a chemat Hristos. Vă aduc aminte un verset care de multă vreme Duhul Sfânt mi-a vorbit mie cu el și mereu prin el și mereu îmi vorbește. 2 Corinteni, capitolul 5 și versetul 15. Notați-vi-l, notați-vi-l pe telefoane, notați-vi-l în minte mai bine, notați-vi-l și mai bine în inimă, notați-vă-l. Notați-vi-l, scrieți-l acolo cu litere de foc, să nu se șteargă niciodată. Și dacă ni-l afișează frații, să-l rostim toți cu voce tare. 2 Corinteni 5 cu 15. Să-l rostim toți cu voce tare și să fie și ca un angajament din partea noastră. Avem versetul acesta. Ne deschidem scripturile. Vedeți de ce e bine să le aducem cu noi. Îți spunem toți? Da. Și El, Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin? Amin? N-ați zis cu toată inima și nu, e bine, că de multe ori de aici, fraților, amin, amin, zicem că ne zic frații, dar nu zicem cu toată inima. Poate că și mințim atunci când zicem un amin și nu zicem din inimă. Dar să medităm la acest verset. Să medităm la acest verset. Hristos a murit pentru noi, noi zicem ca să ne ducă în cer, în rai, e adevărat. Dar Hristos a murit pentru ca cei ce trăiesc acum prin sângele Lui să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Când? Când? În orice zi. În orice moment și în orice clipă. Dacă mărturisirea Evangheliei ne va expune să o facem, frați și surori, gândindu-ne că în felul acesta îl onorăm pe Cel ce a murit și a înviat pentru noi, dacă vor fi prigoane și dacă vor fi împotriviri, să nu ne fie frică, frați și surori. Acum eu vă spun ce ar trebui să facem și cred că sunteți toți de acord cu mine, mă gândesc că sunteți de acord cu mine, dar știu că pentru mulți va fi foarte greu. Pentru că v-ați obișnuit într-o stare de căldicei, v-ați obișnuit într-o stare de consumatori, v-ați obișnuit să nu-L mărturisiți pe Hristos și v-ați obișnuit să nu trăiți pentru Hristos și vă va fi greu, dar cereți har din partea lui Dumnezeu. Cereți ca Dumnezeu să vă înmoaie inimile care s-au împietrit, inimile egoiste prin care am trăit 31 de ani pentru noi sau mai puțin de când v-ați pocăit și nu v-ați pus în slujba lui Dumnezeu. Știți care e normalul pentru un creștin? Când iese din apa botezului, să strige către Dumnezeu și să zică, Doamne, ce vrei să fac eu pentru Tine? Doamne, cum pot eu să fiu de folos pentru împărăția Ta? Acesta e normalul pentru un creștin. Cunosc un frate de felul acesta în Statele Unite ale Americii. Se apropie acum de 80 de ani. Un frate pe care îl iubesc din toată inima, pentru că am văzut ce poate să facă Dumnezeu cu un suflet. Cu un suflet care se predă cu totul lui. Este de aici, din zona voastră. A plecat în vremea comunismului, a fugit din România, s-a dus prin Serbia, s-a dus prin Germania sau Austria, lagăre, condiții grele. Au trimis după el doi securiști ca să-l omoare. Dumnezeu l-a păzit, l-a ocrotit. Nu era credincios atunci. A ajuns în America, Dumnezeu l-a mântuit, a auzit Evanghelia. Și când a ieșit din apa botezului, a stat în fața congregației și a zis, Doamne, m-ai mântuit, mi-ai mântuit sufletul, dă-mi ceva să fac pentru Tine sau... Du-mă acum acasă, nu mă mai lăsa să trăiesc pe pământ. Mi-ai mântuit sufletul, du-mă acasă. Dacă nu mă duci acasă, dă-mi ceva să fac pentru Tine. Dar a spus în continuare, nu știu să fac nimic. Nu știu să predic,
Nu știu să cânt, credea că numai astea sunt lucrări pentru Dumnezeu. Nu știu să fac nimic. Dă-mi ceva să fac pentru tine. Avea tirul lui personal. Era șofer de tir. Și câștiga nu puțini bani. Toți banii pe care i-a câștigat din vremea aceea, până când s-a pensionat, 22 de ani. Și eu am făcut o socoteală și l-am întrebat odată, frate Nicu, atâția bani ai cheltuit tu în lucrarea Domnului? Și a zis, era foarte modest, nu-i plăcea să se laude. A zis, da, frate. Peste $1,000,000. Peste $1,000,000. Banii pe care i-a câștigat cu trudă, umblând în toată America și Canada, nu-i ușor. Peste $1,000,000 i-a băgat în slujba lui Dumnezeu. Și a făcut o lucrare mare, el care nu se pricepea la nimic. Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod minunat. Eram la el acasă și zice soția dânsului, lucrau împreună cu tirul, amândoi, el și soția lui, ca să nu trebuiască să dea banii la alții. La un moment dat s-au răsturnat cu tirul, soția lui a ieșit prin geam și a rămas spânzurată în centura de siguranță. Pe el au aruncat între cactus acolo în Arizona. Dumnezeu i-a păzit, niciun os nu li s-a rupt, așa cum zice în Scriptură, când a venit poliția, a zis, nu există, aici toți trebuie să fi murit. Nu există, când au văzut că n-au murit, nu le-a venit să creadă, Dumnezeu i-a păzit. Vreau să zic, prin câte au trecut și acum erau acasă și zice, Nicule, uite, colțul casei este rupt. Vezi că vin ploile acolo în Florida, unde stă, în Texas, unde stă el, vin ploi, vin uragane. Zice, repară colțul casei și el îi spune, lasă mărioară, că trebuie întâi să dăm pentru lucrarea Domnului. Trebuie întâi să dăm pentru lucrarea Domnului. O să vină și vremea casei și a colțului casei rupt. Dumnezeu ne cheamă să-L slujim în orice vreme, în orice vreme, și suntem vinovați că în vremurile acestea de libertate n-am făcut-o cum ar fi trebuit. Poate că am făcut-o, dar nu cât ar fi trebuit. Nu cât ar fi trebuit. Și acum când văd că se ridică fiara și când văd că începe să arunce flăcări înspre noi creștinii, văd cum frica îi cuprinde pe creștini, văd cum oamenii lui Dumnezeu care ar trebui să stea tari și să îndrăznească și să mărturisească, nu o fac, nu o fac de frica fiarei și de frica flăcărilor pe care cu care poate să facă rău. Îmi spunea cineva odată, frate, de ce nu te oprești, nu vezi? Ăștia o să-ți facă rău, ești încolimator. Și am zis, știu că sunt încolimator, dar care e problema? Dacă Dumnezeu mă cheamă să-L slujesc pe El, să fiu unul dintre cei lași care tac, sunt cel mai mare nenorocit dacă tac și mă opresc acum pentru că vremurile nu mai sunt favorabile. Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere și fiecărui om care se ridică în numele Lui să ne dea putere și să nu ne fie frică. Să stăm tari în credință și să-L mărturisim pe Hristos în vremurile acestea și în vremurile care vor veni. Că nu există pentru creștinism vremuri favorabile. Nu există. Dacă vrem să ne conservăm și dacă vrem să avem frică și dacă lăsăm frica să vină peste noi, am ratat totul, frați și surori. Dacă vrem să ne conservăm, am ratat totul. Știți ce zicea Domnul Iisus Hristos? Cine își iubește viața, o va pierde. Îți spun de acum, vor veni provocări mari, vor sta împotriva ta, autoritățile, mulți vor sta împotriva ta. Nu da înapoi că-ți pierzi mântuirea. Nu da înapoi, stai de partea lui Hristos. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își iubește viața, o va pierde. În urmă cu o vreme, am trecut printr-o foarte mare încercare. Foarte mare încercare. Și credeam că mă prăbușesc. Și ziceam, Doamne, ai milă de mine, uită-te în ce stare am ajuns. Dacă Tu vrei să mă duc înainte în starea aceasta, eu mor. Eu nu mai pot să fac lucrarea Ta pentru că mor. Așa eram de epuizat. Și am zis, uită-te la mine. Eu nu mai fac nimic pentru că mor. Și în secunda aceea, Dumnezeu mi-a vorbit aici și am auzit glasul Lui. Și știți ce cuvânt mi-a spus? Când i-am zis, eu nu mai fac nimic pentru că dacă fac ceva mor, știți ce mi-a spus Hristos? Cine își iubește viața, o va pierde. Și atunci am zis, dacă asta e voia Ta, așa să fie. Cât Tu dai viață, să slujesc Ție. Așa să fie. Vor încerca să aducă frică peste noi.
frați și surori, să ne obișnuim încă de acum să stăm tari de partea lui Hristos. Rugați-vă pentru curaj, rugați-vă pentru îndrăzneală. Nu-i doar acum, a fost tot timpul. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei și Timotei a ajuns într-un moment de felul acesta, într-un moment în care i-a fost frică, pentru că așa cum v-am spus, nici atunci vremurile nu erau prielnice. I-a fost frică lui Timotei și Pavel îi scrie lui Timotei, Timotei, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Timotei, ucenicul iubit al lui Pavel, să nu crezi că ești scutit, să nu crezi că tu ești grozav, să nu crezi că în viața ta n-are loc frica. Era Timotei, ucenicul iubit al apostolului Pavel, care a stat lângă marele apostol Pavel, care deja când a hotărât să-L urmeze pe Hristos, a intrat într-o lume păgână, o lume care i s-a împotrivit. Era Timotei, nu era oricine. Îl avem aici pe paginile Scripturii. Și la un moment dat, pentru că presiunea era mare, împotrivirile erau mari, Timotei a început să se clatine. Și Duhul Sfânt i-a spus lui Pavel și Pavel a strigat, Timotei, să nu-ți fie rușine! Timotei, să nu-ți fie rușine de Hristos! Timotei, să nu-ți fie rușine de mine, întemnițatul lui! Timotei, înflăcărează darul care a fost pus în tine! Fă lucrarea, Timotei, ridică-te! Ridică-te, Timotei! Când am hotărât să mă întorc, când Dumnezeu mi-a atins inima și m-am întors la credință, fiica mea avea atunci, era pe clasa 8-a, începea să prindă drag de lume, începea să își dorească să meargă prin discoteci. Eram îngrozit de-a dreptul, mă gândeam, Doamne, nu lăsa să o pierd. Până atunci eu n-am fost creștin, am crescut-o cu nebuniile lumea acestea, cu muzica rock și cu toate spurcăciunile din lume, eu i le-am dat. Și acum eu m-am întors, Dumnezeu m-a luminat și ea era trasă, normal, înspre lume. Și am strigat la Dumnezeu, Doamne, nu o lăsa să se piardă. Eu nebunesc dacă ea se pierde și merge în lume. Dumnezeu a avut milă și după ani de zile mi-a răspuns rugăciunilor. Dar fiica mea, după ce eu m-am întors la credință și după aceea Dumnezeu, prin mila și prin harul lui, că am strigat și eu ca și fratele acela din America, când Dumnezeu m-a mântuit, am zis, dă-mi și mie ceva de lucru. Ajută-mă și pe mine să fac ceva pentru tine, că nu sunt în stare de nimic. Și Dumnezeu mi-a dat. Și Dumnezeu la o vreme a dus lucrarea aceasta de la radio, pentru care îi mulțumesc din toată inima. Când mi-a îngăduit să-i pot sluji și eu un nevrednic acolo în lucrarea pe care o fac. Și fiica mea a venit odată la mine furioasă și mi-a zis, acum nu-i destul că te-ai pocăit? Nu-i destul că știu toți prietenii noștri? Acum te-ai dus și la radio. Vrei să afle tot orașul că te-ai pocăit? Îi era rușine. Îi era rușine. Și sigur că era rușine, pentru că nu-L cunoștea pe Hristos. Dar, frați și surori, nouă să ne fie rușine? Nouă să ne fie rușine să ne mărturisim credința? Să stăm ferm de partea lui Hristos, indiferent ce ar zice colegii de serviciu, indiferent ce ar zice colegii de școală, indiferent ce ar zice autoritățile stricate și care merg pe calea dezmățului și dezastrului, nouă să ne fie rușine, nouă să ne fie teamă? Hristos un duh de teamă pune în copiii Lui? Sau ce pune? Un duh de îndrăzneală, un duh de curaj. Când, frați și surori? Când lumea se poartă frumos cu noi? În orice vreme. În orice vreme. Gândiți-vă ce sfinți a născut comunismul. Ce caractere extraordinare. Cum vor străluci aceștia în cerul lui Dumnezeu. Deja strălucesc. Deja strălucesc în cerul lui Dumnezeu cei mai mulți dintre ei și câțiva mai în vârstă. Urmează să fie împreună cu ei acolo. Ce caractere grozave, minunate, splendide! Chipul lui Hristos, frazdea lui Hristos, a născut comunismul. Când vremurile au fost prielnice? Nu. Când vremurile le-au fost total împotrivitoare, ei au stat de partea lui Hristos. Nu s-au rușinat și nu le-a fost frică nici măcar că vor muri. Nici măcar că vor muri. Vă citesc un verset care iar îmi place foarte mult și Dumnezeu m-a îmbărbătat prin el. Apocalipsa 12, versetul 11, care e pentru noi, cei care am ajuns în vremurile în care am ajuns, prin mila și prin harul lui Dumnezeu, că m-am gândit uneori și s-ar putea să zicem, Doamne, dar de ce noi am ajuns, că am și auzit, de ce noi să ajungem în vremurile astea grele? Nu puteai pe noi să ne scutești, să le mai amân cu 50, 60, 100 de ani vremurile astea și noi să nu ajungem în ele.
noi să nu ajungem în ele. Nu e o judecată bună, nu e o judecată duhovnicească. Spune așa, ei l-au biruit pe Satana prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ne încadrăm în acest verset, pentru că vremurile acestea au venit peste noi. Cuvânt prin sângele mielului, doar scurt, că odată am vorbit numai din versetul acesta, scurt, sângele mielului, nu uita niciodată ce putere este în sângele mielului. Ce putere este în sângele mielului. Dar ne poate păzi, în sângele lui putem fi păziți. Dar știți ce se va întâmpla? Veți cădea mulți dintre voi. Mulți dintre voi, tineri, veți cădea. Veți fi provocați. Vor veni să vă spună ori, și veți fi provocați. Și mulți veți cădea. Sau veți fi înșelați de păcat. Sunt duhuri extraordinar de puternice de înșelare care lucrează astăzi peste tot. Unii dintre voi veți cădea. Bine ar fi să nu cădeți, dar veți cădea. Nu uitați de sângele mielului. Când vă veți prăbuși acolo jos și veți zice, va veni Satan și va zice, tu nu mai ai nicio șansă. Te-ai lepădat ca și Petru de Hristos. Când te vei prăbuși acolo jos, pentru că vei fi provocat și vei ajunge acolo jos, adu-ți aminte de sângele mielului. Du-te la el, du-te la el cu lacrimi, du-te la el cu durere, mărturisește-ți păcatul și crede din toată inima că sângele lui Hristos îl spală. Îl spală și întoarce-te din nou la Hristos. În felul acesta poți birui. Avem sângele mielului cu noi până când trecem în veșnicie, pentru că avem nevoie de acest sânge. Nu doar că ne-a spălat odată, trebuie să ne mai spele. Apostolul Ioan a spus, copilașilor, să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire și nu numai pentru noi, ci pentru lumea întreagă. Aleargă la sângele mielului când vei cădea și întoarce-te cu pocăință și cere har să rămâi în picioare. Și apoi, prin cuvântul mărturisirilor, frați și surori, noi nu realizăm, unii nu realizăm ce putere este în a-L mărturisi pe Hristos. Ce putere este, ce putere vine peste noi când noi mărturisim pe Hristos, când nu ne rușinăm de Hristos, când nu ne rușinăm de numele Lui. Ce putere vine! Vrei putere? Că mulți spun, vreau putere, vrei putere? Ești ca un leu tânăr și mărturisește-L pe Hristos. La început vei fi mai timid, la început îți va fi rușine, dar ieși și mărturisește-L pe Hristos. Așa spune, ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și apoi nu și-au iubit viața nici măcar până la moarte. Vin vremurile acestea în care dacă ne mai iubim viața, pierdem totul. Ești gata să renunți la viața ta pentru Hristos? Ești gata să renunți la ea? E o întrebare serioasă și o întrebare necesară în vremurile de acum. Nu a fost doar pentru frații în 30 de ani în urmă în comunism. Deja vine pentru noi. Ești gata să mori pentru Hristos? Ești gata să lași pământul acesta și să te duci la Hristos? Gândește-te la aceasta. Roagă-te pentru aceasta. Cere lui Dumnezeu har. Spune-i, Doamne, nu-s gata. Fii sincer cu Dumnezeu. Spune, nu sunt gata. Încă iubesc pământul, încă iubesc lucrurile. Eliberează-mă, Doamne, de toate acestea. Pentru că aici este un cârlig puternic cu care Satana îi va prinde pe oameni. Viața lor. Viața lor. Spunea fratele Richard Wurmbrand, în închisorile comuniste unii au biruit, dar cei mai mulți s-au lepădat de Hristos. Știți de ce? N-au putut renunța la viața lor. Chinurile au fost cumplite. Torturile au fost cumplite. Spunea fratele Richard Wurmbrand, n-am putut să scriu în cărțile mele cum ne chinuiau în închisorile comuniste. Ce monstruozități inimaginabile au inventat ca să ne chinuie. N-am scris în cărțile mele, pentru că dacă aș fi scris în cărțile mele, cei care ar fi citit ar fi înnebunit. Puteți să vă imaginați? Puteți să vă imaginați ce le-au făcut? Bine ar fi să citiți, ca să vă pregătiți mental pentru vremuri grele. Și spunea fratele Richard, majoritatea s-au lepădat.
pentru că și-au iubit viața. Și nu-i ușor în suferință. Nu-i ușor. Dar ei, și vorba despre noi, în vremurile în care am ajuns, l-au biruit pe Satan prin sângele Mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața nici măcar până la moarte. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Când apostolii au primit Duhul Sfânt în ei, nu și-au mai iubit viața. S-au dus și au murit pentru Hristos. Și când Petru a ajuns să fie omorât, au zis, da, omorâți-mă, te crucificăm, crucificați-mă, dar nu mă crucificați cu capul în sus, așa cum a fost crucificat Mântuitorul meu, că nu-s vrednic. Crucificați-mă, dar așezați-mă cu capul în jos, că nu-s vrednic să mor cum a murit el. A renunțat la viața lui. Când să-L mărturisim pe Hristos? Când să trăim pentru Hristos? În vremuri prielnice? Și ce frumos, exemplul apostolului Pavel a zis, și acum cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele, și ei au primit curaj ca să-L mărturisească pe Hristos. Ce transmiți fraților tăi, tinerilor? Ce transmiți? Ce le transmiteți celor din grupul vostru? Ce le transmiteți? Frică sau curaj? Prin viața voastră, frați și surori, ce transmiteți în jur? Frică sau curaj? Prin felul în care veniți la biserică, ce transmiteți? Frică sau curaj? Frică sau curaj? Ce transmitem? Noi trebuie să fim pentru toți ceilalți o pricină de a lăuda și de a-L glorifica pe Dumnezeu. Unul hotărăște să trăiască cu curaj, unul hotărăște să trăiască pentru Dumnezeu și altul de lângă el se încurajează și el. Hotărăște unul să-și dea viața și să aprinde un foc. Cred că Duhul Sfânt face asta. Este ca o sămânță care se împrăștie și se aprinde un foc în jur. Și zic alții, și eu vreau. Și eu sunt gata să-mi dau viața, pentru că cineva și-a dat viața. Vă aduceți aminte, dacă ați citit, în vremurile trecute, în primele secole, când Nero, nebunul de Nero, a început să-i omoare pe creștini și se distra punându-i pe stâlpi, ungându-i cu smoală și dădându-le foc noaptea ca să-i lumineze grădinile și să-i arunce la lei. Și se distra în felul acesta. Și creștinii au început să fie prinși. Și tot mai mulți, și tot mai mulți erau prinși ca să aibă ei cu ce să se distreze. Și duceau să-i omoare. Și unii creștini, văzând curajul fraților lor, au ieșit, pentru că s-au ascuns, ieșeau în public și ziceau, și eu sunt creștin. Prindeți-mă și pe mine, și eu sunt gata să-mi dau viața. Așa de mulți au hotărât să-și dea viața pentru Hristos în vremea aceea, încât apostolii s-au ridicat în biserică și au zis, vă interzicem în numele lui Hristos să mai faceți așa ceva. Vă interzicem, dacă vă prind și vă omoară una, nu mai ieșiți în public și nu vă mai expuneți. Vă interzicem să mai faceți așa ceva. Înțelegeți? Au văzut mărturia celorlalți și nu le-a mai fost frică. Nu erau vremuri prielnice. Dar întotdeauna creștinismul atunci s-a întărit și atunci s-a împrăștiat ca un foc. Vedem ce s-a întâmplat, cum am zis, în Europa noastră occidentală, coruptă acum și decăzută și în America. Frați și surori, vin vremuri grele. Dar vremuri grele n-au fost niciodată pentru copiii lui Dumnezeu. Au fost doar această lipsă de hotărâre și de dedicare și de determinare și această lipsă a Duhului Sfânt în viața noastră. Să o cerem, să o căutăm, să ne cercetăm, fiecare să se cerceteze pe el însuși și haideți să trăim cu curaj de partea lui Hristos, mărturisindu-L pe el. Dumnezeu să vă ajute să faceți lucrarea aceasta și pe toți care cheamă în vreun loc numele Domnului Iisus Hristos, pentru că în felul acesta îl vom onora, îl vom cinsti și ne vom bucura cu el în veșnicie. Amin. Frați și surori, la începutul slujbei noastre, după ce ne-am închinat Domnului,